Unul dintre frații Hyman, respectiv Coloi Tibi, a ajuns duminică în jurul orei 1 la spitalul din Zalău după ce un bărbat l-a lovit cu bâta de baseball în cap. Cel puțin acest lucru îl susține victima, care i-a povestit celui care l-a găsit căzut pe trotuar și plin de sânge în fața magazinului Silvania. Se pare că agresorul ar fi sărbătorit într-un local din centrul orașului, povestește Hyman, ba chiar declară că îl cunoaște. Cert e că a fost bătut fără milă, iar în urma loviturilor s-a ales cu un traumatism la nivelul capului. A primit îngrijirile medicale la UPU Zalău și, din fericire, nu a necesitat internarea. Bună, ce ai pățit duminică dimineața? Eu duminică dimineața am fost la Alba ca Zăpada și am stat că ține cântă fain și am văzut pe Ișman cu o cântă foarte frumos, la care are și tatuaj frumos. Și o cântă foarte bine. Îmi plăcut mie de foarte mult de el. Și când m-a întors așa frumos, i-am zis la către o mireasă că case de piatră. E ok. Când m-a întors înapoi, o mintește băieții ăștia, doi băieți, unul grea și unul mai subțir. Nu știu cum îi cheamă, de la nuntă. O venit o drogată, o venit bieți și s-o legat de mine fără să ne facă nimica. Bun, și am plecat jos și m-a venit... Deci te-a lovit? Da, normal. Cum te-a lovit? Cu ce te-a lovit? Cu bota de baseball și aici m-a lovit pe picior. Și după aceea a venit Dan Cianan, care joacă fotbal, m-a răzăblat la spitalul de urgență, el m-a răzăblat, că îi mulțumesc foarte mult pentru el și pentru mine că îi mulțumesc. Tu nu i-ai înjurat pe oamenii aceia că s-au luat de tine? Nu, nu l-am sudit-o. Nu, normal efecțional, că nu l-am sudit pe ei. Că n-am cum să-l sude, că dacă nu mi-a făcut, nu am făcut eu rău la ei și ei mi-au făcut mie. Bine, ok. Dar el s-a legat de mine că a fost drogat și a fost și beț, normal, știi? Și așa că vin de la nuntă, a fost la Waina și a venit și la Alba ca Zăpada. Și de acolo a fost drogați și a fost și beț. Și s-a legat de mine fără să nu fac nimica, în primul rând. Că dacă eu un timp că nu mă leg de alții, el se leagă de mine, înțelegeți? Și așa că eu nu mă leg. Și așa vine poliția. M-a găsit poliția la spitalul de urgență și m-a întrebat, că și-am dat și declarații. Și așa că jandarmii au fost corecți, dar polițiștii nu au fost corecți. Că polițiștii au fost să-mi dea amendă, dar jandarmii au zis că nu dea amendă, că el a fost nevinovat. Eu am fost cu minte, am avut de treaba mea și am zis la către mireasă case de piatră. Atât am zis. De acolo au venit spre mine și m-au lovit, fără să nu fac nimic. Că care e problema? Că dacă am spus la mireasă că e casă de piatră, știi? Și la poliție ai făcut plângere sau ai făcut ceva declarații? Am făcut la numai declarații, atât. Eu îi mulțumesc la bunul Dumnezeu că m-a salvat de moarte și ala a vrut să mă moare pe mine. Era doi huligani de la nuntă, era și drogați, era și beți. O băga minciun că eu l-am sudit și o zic că mă prinde a doua zi pe mine, că vrea să mă omoare, că nu știu ce, că asta, știi? Că l-am sudit pe masa și nu știu ce, că eram cu bicicleta. Și nu l-am sudit eu, că am zis că face la mama sa, că la masa am zis că face la o parte, ca să nu vrea să vă calc, că Doamne ferică, nu-s nebun la cap, că nu sunt huligan, dar poți să ești huligani ăștia care s-au legat de mine.